Salutare băieți, sunt Optic, bine am regăsit la, de această dată nu un unboxing, ci o mică prezentare de produs. Este vorba despre noul MIDI controller de la Allen & Heath, este vorba despre Xone K2. Este o sculă foarte, foarte așteptată de mulți dintre noi, inclusiv de mine, pentru că am văzut prezentarea anul trecut, însă abia acum a ajuns în stoc în magazine worldwide, inclusiv la djsuperstore.ro. E în regulă, este un MIDI controller foarte ok, cu placă de sunet încorporată. Dacă să începem de la textura materialului din care este făcut, i-aș da 9, să zic. Are ieșire de placă de sunet, ieșire stereo. Asta înseamnă că veți putea mixa cu el internal, dacă de exemplu puneți cu de pe tractor, veți putea mixa internal, cu alte cuvinte, veți putea asigna pe acestor fadere cele 4 decuri A, B, C și D. Unul din dezavantaje ar fi, de exemplu, că butoanele pe care le-ați putea folosi pe post de corecții, gen bash, medi, înalte, nu au acel stop la mijloc, care vă ajută și care de obicei se află, e prezent în, pe mixere. Ei, aceste butoane nu au acel opritor la mijloc, ca să spun așa. Mai aveți 4 butoane infinite, cu cursă infinită, practic, și, desigur, toate butoanele pe care le puteți asigna în funcție de nevoile voastre, nu știu, efecte, start, stop, cue și așa mai departe, pitch și așa mai departe. Aveți 3 pagini, pagina 1 pe care puteți, de exemplu, să vă instalați, nu știu, comenzile principale, gen start, stop, play, cue și așa mai departe, și corecțiile joase, medii, înalte și loop, de exemplu. Pe pagina a doua puteți instala cue point-uri, puteți transforma aceste zona de aici de sus în zona de efecte, și pagina a treia, nu știu, să dați drumul la filme, să vă citiți mail-urile. Deja sunt oricum atât de multe butoane încât nu veți avea nevoie de toate butoanele. Ideea este să nu vă pierdeți în pagini, să știți exact că pe pagina, nu știu, roșie sau roz respectiv aveți comenzile principale, pe pagina a doua efectele, cue-urile și așa mai departe. În rest, este un MIDI controller compact, cu tot cu placă de sunet, și asta este unul din avantaje, faptul că ai totul într-un singur pachet, nu mai trebuie să te car cu încă o placă de sunet la tine, cablu și așa mai departe. Ceea ce este foarte ok este că aici avem și două mufe pentru rețea, astfel încât dacă aveți, de exemplu, un mixer Xone DB2 sau DB4, le puteți lega și practic vă multiplicați comenzile de pe mixer într-un controller separat. Dacă ar fi să-l punem side by side cu un X1, arată cam așa. X1 într-adevăr este puțin mai mic, dar atenție, nu are placă de sunet deloc incorporată și nu ai fadere. Aștept acum să fac câteva teste cu placa de sunet, să văd cum sună și vă țin la curent. De asemenea, MIDI controllerul cu tot cu placa de sunet K2 vine cu o geantă pe care o poți folosi pe post de suport. O desfaci frumos. Și ridici controllerul exact la nivelul mixerului. Vezi că cel mai bine e să veniți în magazin, să-l testați cu mâna voastră, să puneți mâna pe el, să vedeți cum se mișcă. Mă gândesc că idei de mapări și variante de mapări veți găsi multe pe net. Desigur, maparea pe care a făcut-o băieții de la Superstore, varianta primară, o veți găsi pe site cât de curând. Cam atât, ne vedem curând!